Vă mulțumim tuturor celor care ați ales să fiți pe frecvența Radio Vocea Evangheliei. Mulțumim invitatului nostru pe care îl avem astăzi împreună pe domnul Emanuel Alboiu din Biserica Creștină după Evanghelie Agape, București. Avem în față o temă și un cuvânt, aș spune eu, special. Special pentru creștini în sens larg, dar special și pentru toți ceilalți care pot privi la acest cuvânt cu semne de întrebare. De aceea, domnule Emanuel, cum am putea noi explica un asemenea cuvânt, respectiv harul? Unui om care pur și simplu nu a auzit ce înseamnă acest har, decât probabil că Hagii are har când joacă fotbal sau, cine știe ce cântăreață, este plină de har atunci când interpretează o anumită melodie. Este această înțelegere completă? Este această înțelegere corectă? N-aș vrea să mergem mai departe pentru că v-am invitat ca să ne spuneți dacă este biblică sau nu. O astfel de accepțiune. Bună ziua, mă bucur și eu că sunt astăzi prezent în studioul Reve. Vă mulțumesc pentru invitație și doresc ca Dumnezeu să ne dea lumină și călăuzire astăzi în a înțelege ce este harul lui Dumnezeu. Cred că în exemplele pe care le-ați menționat avem de-a face cu o deformare în mod clar a învățăturii despre har și a termenului har, așa cum îl găsim în Sfânta Scriptură. Harul, așa cum vedem că ne este descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu, este un atribut al lui Dumnezeu, în primul rând. Ce înțelegeți, mă iertați că eu sunt o neștiutoră și de aceea mă pun în situația unui om. Când spuneți atribut al lui Dumnezeu, mi se pare atât de complicată abordarea asta. Este o trăsătură de caracter. Dacă deci, eu pot să spune. spun că un atribut al dumneavoastră este înțelepciunea sau, mă rog, lipsa ei. Exact, exact. Vorbim de caracterul lui Dumnezeu, în primul rând, și ceea ce îl definește pe Dumnezeu, de trăsăturile care compun, dacă vreți, caracterul lui Dumnezeu, așa cum El ni s-a descoperit în cuvântul Său. Noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu doar datorită revelației pe care El ne-a lăsat-o în cuvântul Său. Și în cuvântul Său vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de har, de îndurare, de bunătate, de milă. Așa că atunci când vorbim despre har, în primul rând trebuie să privim la Dumnezeu. Nu putem să înțelegem harul dacă nu îl înțelegem pe Dumnezeu, dacă nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și dacă nu vedem modul în care Dumnezeu și-a manifestat Harul în istorie, în mântuire, în lucrarea pe care El a făcut-o prin trimiterea în lume a Fiului Său Isus Hristos. Deci e atât de important să nu scoatem termenul din contextul în care El a apărut în limbajul obișnuit și să nu i dăm altă conotație comună simplistă și fără fără acest fundament pe care îl vedem în Sfânta Scriptură. Este clar că noi ca emisiuni încercăm să recuperăm cuvinte care probabil că nu în continuare în urma misiunilor noastre nu se vor instala în uzul comun. Dar măcar să avem un conținut corect al, al unui cuvânt. De aceea a spus dumneavoastră că harul s-a manifestat în istorie. Istoria biblică sau istoria lumii, la care istorie v-ați referit? În primul rând, vorbim de istoria biblică și de ceea ce Dumnezeu, în primul rând, se descoperă în relație cu poporul Său, cu Israel. În Exod, capitolul 33, el îi spune lui Moise: Atunci când Moise cere să, să vadă slava lui Dumnezeu, spune cuvintele pe care le știm cu toții, și anume că eu sunt un Dumnezeu plin de har, de îndurare, de bunătate, de milă și mă îndur până la al miilea neam de cei care se tem de mine, spune Dumnezeu acolo. Deci, în mod clar, vorbim de istoria biblică. Bineînțeles, pot fi și istorii în istoria extra dacă putem să o numim așa, seculară, anumite situații în care am putea să spunem aici s-a văzut harul lui Dumnezeu. Atunci când o națiune, spre exemplu, răspunde la mesajul Evangheliei harului și se întoarce în mare parte la Dumnezeu, putem vorbi despre o manifestare a harului lui Dumnezeu. Spre exemplu, Marile treziri spirituale pe care le-a cunoscut Biserica de-a lungul veacurilor au fost situații în care, în mod clar, Dumnezeu și-a manifestat harul în mod special. Deci, dumneavoastră, când vă referiți la har, aveți în vedere o specialitate, adică o atitudine a lui Dumnezeu favorabilă în mod special către cineva? Nu toată lumea are parte, există vreun har comun adresat tuturor oamenilor? în mod clar, cuvântul lui Dumnezeu face o distinție între harul special pe care îl Dumnezeu îl acordă celor care sunt credincioși, celor care sunt copiii săi și un har comun, o îndurare, dacă vreți, obișnuită pe care o vedem manifestată față de toți oamenii. Spre exemplu, găsim ceea ce spune Domnul Isus în predica de pe munte și anume că Dumnezeu își arată dragostea față de toți în ce fel? El dă ploaie peste toți oamenii, el face să răsară soarele peste toți oamenii. Aceasta este, dacă vreți, o exemplificare a harului comun. Familia pe care o avem, copiii pe care o avem, sănătatea, abilitățile naturale cu care ne-am născut sunt o dovadă a harului comun al lui Dumnezeu. Dar astăzi cred că ar trebui să accentuăm mai mult harul special pe care Dumnezeu îl dă celor nevrednici, păcătoși, morți în greșeli și în păcate, așa cum spune Apostolul Pavel, și pe care îi aduce la viață prin lucrarea Duhului Sfânt de mântuire, de regenerare, de înnoire a minții celui păcătos. Ceea ce însă am înțeles, cred, este că uh, alături de. Uh, Bunătatea lui Dumnezeu pe care el și-o manifestă față de toți oamenii, există și o bunătate specială pe care el o manifestă într-un mod uh, variat, într-un mod multiplu. Spuneți-ne mai mult, deci, cum acționează în viața unui om harul cu privire la aceste experiențe umane? Cred că primul lucru pe care trebuie să-l accentuăm este că un om. Poate să înțeleagă harul lui Dumnezeu dacă înțelege nevoia sa personală în relație cu harul lui Dumnezeu. Ce vreau să spun? Un om nu poate să aprecieze bunătatea lui Dumnezeu dacă nu este conștient că are nevoie de ea. Un om nu poate să înțeleagă harul lui Dumnezeu dacă nu își vede, în primul rând, starea sa de păcat, nevoia sa de iertare, nevoia sa de a fi pus într-o altă relație cu Dumnezeu. Și de aici cred că pornește Evanghelia harului sau înțelegerea harului, și anume de la faptul că toți suntem păcătoși, toți am păcătuit toți suntem nevrednici în relație cu Dumnezeu și starea aceasta de păcat ne este clar arătată în scriptură prin multe pasaje. Apostolul Pavel spune în Romani capitolul 3 că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aici începe înțelegerea Harului. Dacă eu mă definez pe mine sau eu mă înțeleg pe mine ca o persoană în esență bună, mai și greșesc, dar nu pot să spun că sunt un om păcătos. Dacă nu înțeleg acest aspect fundamental al meu, al faptului că eu sunt păcătos și așa mă vede Dumnezeu, nu pot înțelege harul. Harul poate fi apreciat, spunea John Bunyan, ca un medicament pentru cel bolnav. Dacă ești sănătos, un plasture nu te va ajuta cu nimic și niciun medicament nu ți va face în niciun fel bine, dar dacă ești bolnav, vei aprecia întotdeauna efectul pozitiv al acelui medicament. Pe de altă parte, dacă ai o boală incurabilă sau cel puțin uh, medical vorbind, ești într-o situație de limită, bandajul despre care vorbeați nu ajută, trebuie un tratament radical. Exact. Și Harul lui Dumnezeu este un tratament radical. Analogia a fost Oarecum limitată ca orice analogie aceea cu medicamentul dar starea reală a omului păcătos este aceea că el nu doar că e păcătos el este dușman al lui Dumnezeu chiar dacă nu acceptă lucrul acesta el este mort în greșel și în păcate așa cum spune apostolul Pavel în Efeseni capitolul 2. Și atunci e nevoie de o lucrare supranaturală a lui Dumnezeu ca El să fie adus din moarte la viață și din întuneric la lumină. Și aceasta este lucrarea, în primul rând, de iluminare a Duhului lui Dumnezeu. Pentru că mintea noastră, ca orice altă parte a Ființei noastre, a fost pervertită de, de păcat. În sensul în care nu putem să vedem gloria. Lui Dumnezeu, măreția lui, nu putem să-l înțelegem pe Dumnezeu, nu putem să ne închinăm lui Dumnezeu și să-l iubim așa cum El ne cere, pentru că iubim alte lucruri, alte persoane, orice altceva mai mult decât pe Dumnezeu. Aceasta este esența păcatului, vrăjmășia, dușmânia, împotrivirea omului față de Dumnezeu. Și prin Iluminarea Duhului Sfânt, în primul rând, suntem convinși de nevoia noastră nevoia noastră de a fi puși într-o nouă relație cu Dumnezeu. Omul începe să aprecieze harul, așa cum am spus, atunci când vede că are nevoie de ceva care să-l ia din starea în care este și să-l aducă într-o stare nouă, într-o relație nouă cu Dumnezeu. Am vorbit despre nașterea din nou. Nașterea din nou este lucrarea prin care Duhul lui Dumnezeu pune în noi o nouă natură. Ne face copii de Dumnezeu. Nu doar că ne convinge de păcat, dar pune în noi, așa cum spune David, un duh nou, un om nou. o întrebări aici. Da. Să înțelegem că nu toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu, asta ar fi prima întrebare. Și ideea omului nou sună comunist. În sens biblic, dacă îl luăm pe Dumnezeu ca cel care a creat toate lucrurile, bineînțeles că toți oamenii sunt creaturi ale lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune că există, dincolo de asta, o altă relație între noi și Dumnezeu, aceea de tată-fiu. Și nu toți oamenii, din acest punct de vedere, îl au ca tată pe Dumnezeu. Da, unii chiar preferă să spună nu, nu am nicio relație cu Dumnezeu, nu pot să recunosc pe Dumnezeu ca tată. Exact. Știm în disputa pe care o are cu iudeii din vremea sa care n-au primit mărturia sa, Evanghelia, persoana sa. El îi confruntă la un moment dat foarte direct și le spune: voi aveți de tată pe diavolul. Și un alt pasaj ni se spune că oricine este trăiește în păcat este rob al păcatului, da? Nu putem vorbi de o idee aceasta a faptului că Dumnezeu este Tatăl tuturor în sensul acesta spiritual. Da? Cine îl slujește pe Satan, cine slujește păcatul, Domnul Isus spune asta, nu spunem noi, este rob al păcatului și îl are de Tată pe Diavolul. Deși, în istoria teologiei. Harnac a afirmat paternitatea universală a lui Dumnezeu față de toți oamenii. Deci, iată oameni cu mâna pe Biblie, erudiți, care afirmă că toți suntem totuși copiii lui Dumnezeu. Dacă spunem asta, predicarea Evangheliei este total inutilă. Pe de, -o parte. Pe de altă parte, nu este o deformare a temei pe care noi astăzi o studiem, și anume o înțelegere greșită a harului? Da, pentru că prin esența sa sau prin definiția sa, harul este suveran. Dumnezeu îl acordă cui vrea el. Dacă spunem că harul trebuie dat fiecărui om în parte, ne-am depărtat de ceea ce spune Dumnezeu în exod, apoi reluat în romani 9, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur. Adică harul nu implică o obligativitate a lui Dumnezeu de a-l manifesta. Prin definiția sa, el este o favoare nemeritată pe care Dumnezeu o acordă în mod liber cui dorește și când dorește el. Ca să vă dau un exemplu din viața mea, dacă eu, unuia dintre copiii mei, îi ofer un dar, celălalt copil va spune: Eu am dreptul să primești și eu acest dar. Nu e o înțelegere pe care el o are corectă? Oare nu sunt părintele lui? De ce am ales eu ca să-i dau lui? Adică, e. Creat într-un fel în familie, suntem împreună, se vrea egalitar, aplicată, aceeași măsură. Și unii ar putea dintre ascultătorii dumneavoastră de astăzi să devină invidioși. Ați spus de dar. Orice definiție din dicționar a cuvântului dar implică ideea de libertate a celui care îl oferă. Cel care oferă un dar nu este niciun fel obligat să-l dea. Iar cel care îl primește nu este obligat să îl nu să-l primească, să-l pretindă. Adică deci celălalt copil nu poate spune pentru că i-ai dat lui, trebuie să-mi dai și mie. Cuvântul acesta trebuie, nu se aplică termenului har. Nu, se aplică dreptății lui Dumnezeu. Dacă plecăm de la ceea ce am spus la început, că toți suntem păcătoși, ceea ce merităm este dreptatea lui Dumnezeu. Pedeapsa păcatului nostru, asta este ceea ce trebuie să primim. Faptul că Dumnezeu ne dă, în schimb, harul său. Este ceva neașteptat. Este total neașteptat și total nemeritat. Nu este ceva care îl pot cere lui de la Dumnezeu. Dacă cer ceva de la Dumnezeu, este ca el, el cer... să-și arate dreptatea față de mine. Dar Dacă îl cer ca impunere. Ca impunere, da. în sensul acesta. Da. Zic, Doamne, merit sau trebuie, pentru că ai făcut acestui om, trebuie să-mi dai și mie. Nu. Ceea ce merit eu și ceea ce trebuie să primesc este pedeapsa lui Dumnezeu. Dar faptul că un om ajunge să ceară harul, adică să spună, Doamne, ai milă de mine că sunt un păcătos, lucrul acesta este un, un semn că harul deja cumva a lucrat în inima lui și l-a adus la această, cum a spus dumneavoastră, recunoaștere a condiției lui de păcat și strigătul lui de disperare, de deznădăjduire, e un lucru binevenit și un lucru care arată lucrarea Harului în viața uh, cuiva, nu? Absolut. Când spunem că pretinde cineva să-i se dea har, mă refer la o atitudine de superioritate și de aroganță și de îndreptățire personală. Când spun, Doamne, trebuie să-mi dai har pentru că ai acordat și fratelui meu sau pentru că sunt poporul ales, iată, poporul Israel pretindea în termenii noștri aici că Dumnezeu e, e dator să-și arate harul Lui doar pentru că se nășteau uh, evrei. Da, și asta este încă o dată o deformare a înțelegerii, îndurerii și a harului Lui Dumnezeu. Bineînțeles, dar atitudinea de care ați menționat și anume că mă plec înaintea Domnului și stric Doamne ai milă de mine păcătosul este într-adevăr o dovadă că Harul lui Dumnezeu deja lucrează în noi și că Duhul lui Dumnezeu ne-a luminat, ne-a arătat nevoia noastră și că vedem că singura cale de împăcare cu Dumnezeu, de iertare este prin Harul lui arătat prin Domnul Isus Hristos, prin moartea sa, prin jertfa sa. Aceasta este, cred că, una dintre problemele care se nasc ori de câte ori harul nu este înțeles. Jay Pecker are o carte în care vorbește despre atributele lui Dumnezeu și el dă câteva motive pentru care chiar și oamenii credincioși, chiar și cei din biserici, cei care se consideră oameni mântuiți, nu înțeleg harul lui Dumnezeu și printre ele este și aspectul acesta că noi avem impresia că Dumnezeu e obligat să ofere milă. Așa cum spunea uh, poetul german, haine, dacă nu mă înșel, eu pot să păcătuiesc că Dumnezeu trebuie să, să mă iert. Da. asta e datoria lui, chiar da. așa spunea el. Voltaire spunea meseria. Sau meseria lui, da. da. Se pare că a fost preluată de da, Voltaire. Da. Erau necredincioși și exact. la consens. Da. Când înțelegem că Dumnezeu nu este dator să ne ierte. Atunci am făcut deja primul pas în înțelegerea reală a harului Dumnezeu și a dependenței noastre totale de harul Dumnezeu. Al doilea lucru pe care l-ați menționat, și anume legat de omul nou, eu cred că ideea nu este preluată din doctrina marxistă, ci din potrivă. Am putea spune invers că e o exact, din scriptură? Exact. Învățătura creștină a fost baza unor idei pe care Marx le-a luat, dar apoi deformate și al căror sens a fost schimbat radical. Bun. Și atunci înțelegem că există un om nou pentru credincioși. La ei ne referim sau pentru cei care ajung la acest moment de a solicita, de a cere lui Dumnezeu îndurarea și harul. Există un om nou și un om vechi. Nu? Deci alternanța aceasta coexistă în viața de credință până murim sau cum se face? Da, vedem clar în, mai ales în epistolele apostolului Pavel că există acest permanent conflict între omul vechi și omul nou, între păcatul care rămâne în noi chiar și după ce am fost mântuiți și Duhul lui Dumnezeu care ne vrea și, și rămâne în noi și rămâne în noi. Exact. Apostolul Pavel în Galatenii, capitolul 5 ne spune că nu putem să facem tot ce vrem. Tocmai din cauza acestui conflict. Adică, noi trebuie să ne supunem Duhului lui Dumnezeu, noi trebuie să ascultăm de Duhului lui Dumnezeu, pentru că firea luptă împotriva Duhului, iar Duhul se opune firii pământești. De aceea, mintea noastră, acțiunile noastre, voința noastră, gândirea noastră trebuie să fie supuse Duhului lui Dumnezeu și dorințelor noi pe care El le pune în fiecare credincios. Dar există posibilitatea că noi vorbim despre această coexistență, iată, în viața celui credincios, a harului pe de-o parte și a păcatului, nici nu știu cum să mă pronunț, e o experiență dureroasă, dar reală. Nu pleacă harul de la noi? Nu pleacă harul de la noi, pentru că Dumnezeu ne-a promis că dacă ne-a răscumpărat și ne-a făcut copiii săi, Nimic nu ne poate despărți de dragostea Sa. E adevărat, că atunci când păcătuim, și cred că toți am experimentat asta, avem un sentiment de întristare, de remușcare, și rugăciunea noastră nu are atât de multă putere înaintea lui Dumnezeu. Simțim că am întristat Duhul lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel. Simțim că nu suntem vrednici să ne apropiem de Domnul și trebuie să ne mărturisim păcatul, dar noi, ne spune cuvântul Lui Dumnezeu, am fost sigilați, am fost pecetuiți, am fost puși deoparte pentru Dumnezeu până în ziua răscumpărării, ceea ce înseamnă că Harul nu va fi retras de la noi. Mulțumim, domnule Emanuel Alboiu, pentru această, sperăm, primă emisiune despre încercarea noastră comună să de a înțelege Harului Dumnezeu. Vedem cât de complexă este problematica, cât de multe fațete are și sperăm ca pe ascultătorii noștri să îi ajutăm ca să depășească modul acesta de început rudimentar al Harului Lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și eu!